Atunci apăru vulpea. Bună ziua, spuse vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu nimic. Sunt aici, spuse vocea. Sunt sub măr. Cine ești? Ești tare drăgălașă. Sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine. Sunt așa de trist. N-am cum să mă joc cu tine. Nu sunt îmblânzită. A, pardon, făcu micul prinț, dar după un răstimp de gândire adăugă: ce înseamnă a îmblânzi? Nu ești de pe aici. Ce cauți? Caut oameni. Ce înseamnă a îmblânzi? Oamenii? Oamenii au puști și vânează. E tare stânjenitor. Cresc și găini. E singura lor parte demnă de interes. Cauți cumva găini? Nu. Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi? E un lucru uitat de toți. Înseamnă a crea legături. A crea legături? Firește. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețel. Ai idoma cu 100.000 de alți băieței. Și n-am nevoie de tine și nici tu n-ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai idoma cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă mă îmblânzești, o să avem nevoie unul de altul. Vei fi pentru mine unic pe lume și voi fi pentru tine unică pe lume. Încep să înțeleg. Există o floare care m-a îmblânzit. Se prea poate. Pe pământ vezi tot soiul de lucruri. Oh, nu e pe pământ. Vulpea păru intricată. Pe altă planetă? Da. Sunt cumva vânători pe planeta aia? Nu. Oh, asta e interesant. Și găini? Nu. Oh, nimic nu-i perfect. Dar vulpea a revenit la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găini. Oamenii mă vânează pe mine. Toate găinile sunt aidoma, toți oamenii sunt aidoma. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă o să mă îmblânzești, viața mea va părea însorită. Voi ști un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte. Ceilalți pași mă fac să intru sub pământ. Ai tăi mă vor chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi, uită-te, vezi, acolo lanurile de grâu. Eu nu mănânc pâine. Grâul e fără rost pentru mine. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic, iar asta e trist. Dar tu ai părul de culoarea aurului și atunci o să fie minunat când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și o să-mi placă foșnetul vântului prin lan. Vulpea tăcu și îl privind de lung pe micul prinț. Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea. Vreau să fac, dar n-am prea mult timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la negustori, dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă pe mine. Cum se face? Trebuie să fii foarte răbdător. Te vei așeza mai întâi un pic mai departe de mine, așa, în iarbă. O să te privesc cu coada ochiului, iar tu nu o să scoți nicio vorbă. Limbajul e o sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei așeza un pic mai aproape de mine. A doua zi, micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să revii la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la ora 4 după amiaza, eu de pe la 3 o să încep să fiu bucuroasă. Cu cât timpul va avansa, cu atât mă voi simți mai bucuroasă. La ora 4 o să mă agit deja și o să mă neliniștesc, voi descoperi prețul fericirii. Dacă vii la o oră oarecare, nu o să știu niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de ritualuri. Ce e aia un ritual? Oh, și asta e ceva de mult uitat.
este ceea ce face ca o zi să fie diferită de alte zile, o oră diferită de alte ore. Există, de pildă, un ritual la vânătorii mei. Joia dansează cu fetele din sat. Așa că joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa când s-ar nimeri, zilele ar fi toate aiurea, iar eu n-aș avea deloc vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării fu aproape, spuse vulpea, o să plâng. E vina ta, spuse micul prinț. Nu-ți voiam de fel răul, dar ai vrut să te îmblânzesc. Firește, spuse vulpea. Dar o să plângi. Firește, spuse vulpea. Atunci nu te-ai ales cu nimic. M-am ales cu ceva, spuse vulpea, datorită culorii grâului. Apoi adăugă: du-te să te uiți iarăși la trandafiri, vei înțelege că al tău e unic în lume. O să te întorci să-mi spui adio și o să-ți fac cadou un secret. Micul prinț se duc să se uite iarăși la trandafiri. Nu sunteți deloc aici, doma, cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nu v-a îmblânzit nimeni și n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe a idoma cum de altele, dar mi-am făcut o prietenă și acum e unică în lume. Iar trandafirii erau tare stingheriți. Sunteți frumoși, dar sunteți fără rost, le mai spuse. Nu se poate muri pentru voi, firește. Despre floarea mea, un trecător obișnuit ar crede că este a idoma cu voi, dar ea singură e mai importantă decât voi toate, din moment ce pe ea am udat-o, din moment ce pe ea am pus-o sub globul de sticlă, din moment ce pe ea am adăpostit tot după paravan, din moment ce pe ea am ucis-o mizile, cu excepția 2-3 pentru fluturi. Din moment ce pe ea am ascultat-o plângându-se, ori lăudându-se, ori chiar de câteva ori tăcând. Din moment ce e floarea mea. Și se întoarse la vulpe. Adio, spuse el. Adio, spuse vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Bine, nu se vede decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Esențialul e invizibil pentru ochi. Repetă micul prinț ca să țină minte. Timpul pe care l-ai pierdut cu trandafirul tău îl face să fie atât de important. Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu. Făcu micul prinț ca să țină minte. Oamenii au uitat acest adevăr, spuse vulpea, dar tu nu trebuie să-l uiți. Ești pe veci răspunzător pentru ce ai îmblânzit. Ești răspunzător pentru trandafirul tău. Sunt răspunzător pentru trandafirul meu. Repetă micul prinț ca să țină minte.